Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare care ați venit în dimineața asta. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și îmi doresc să nu vă plictisiți de mine. Așa a fost circumstanța că a trebuit să conduc și închinarea, să și predic. De obicei noi lucrăm, ne împărțim, dar așa s-a întâmplat acum. Și sper ca Domnul Iisus Hristos să fie la fel de interesant și să fie la fel de glorificat și dacă am fost la închinare și o să fiu și la predică. Înainte de toate, aș vrea să vă aduc salutul bisericii din Bisericii Betel din Târgu Jiu, păstorită de fratele Firan. Noi am fost acum 2 săptămâni într-o misiune acolo împreună cu fratele Marinel și cu Cezar și cu Bogdan. Am fost toți 4. Fratele Marinel a plecat direct în străinătate, acum este în Anglia și am vrut să aduc salutul, poftim? În Nigeria, scuze, ultima oară era în Anglia, de acum e Niger. Și am vrut să aduc salutul bisericii de acolo, biserica care vă dorește binecuvântare și dorește ca fiecare cuvânt al lui Dumnezeu să se împlinească în viața dumneavoastră. Amin. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare cu toții pentru citirea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului este din Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, de la versetul 23 la versetul 26. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, de la versetul 23 la 26. Așa vorbește cuvântul Domnului. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt nesocotiți și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a Lui Dumnezeu. Pentru ca, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea Lui în așa fel, încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Amin. Doamne, te rog în această dimineață Tu să-ți binecuvintezi cuvântul, pentru că Tu ai promis, Doamne, că-ți binecuvintezi cuvântul Tău, nu poveștile noastre, Doamne, nu ideile noastre, ci cuvântul Tău, Tu ai promis că-L binecuvintezi și te rog să-L binecuvintezi, Doamne, în această dimineață. Te rog să ne zidești, Doamne, te rog să ne vorbești Tu. Și, Doamne Dumnezeule, cine are urechi de auzit să audă. Amin. Ocupați locurile. Aș vrea să încep prin a vă spune o mică anecdotă. Spune așa. La oi, un cioban stătea și păștea oile. Apropo, nu o să stau foarte mult lângă amvon, pentru că din motive de creație, ca să spun așa, Domnul nu m-a făcut mai înalt și sper să mă vedeți mai bine, să nu stau ascuns după amvon aici. Cred că fratele păstor a făcut amvonul ăsta cu subînțeles, vrea ca fiecare predicator să fie la înălțime și de-aia trebuie să se ridice ca să... Așa. Să revin. Am spus despre ciobanul de la oi, da? Într-o zi, un lup vine și mănâncă o oaie. Ciobanul ia pușca, se duce în pădure, omoară lupul și se întoarce cu el mort. A doua zi, un alt lup vine și mănâncă o altă oaie. Ciobanul ia pușca, merge în pădure, omoară lupul și se întoarce cu el mort. A treia zi, un alt lup mănâncă altă oaie, ciobanul ia pușca, merge în pădure, îl împușcă și vine cu lupul mort. A patra zi, același lucru. Cam vreo o săptămână. A noua zi, să spunem, o oaie mănâncă altă oaie. Ciobanul merge în pădure, ia pușca, merge în pădure și se întoarce cu un lup mort. Și morala acestei anecdote pe care v-am spus-o, sau titlul ei în primul rând, este puterea obișnuinței. Și morala este că atâta timp cât te obișnuiești cu un anumit lucru, s-ar putea să nu-ți mai folosească la un moment dat. Așa cum omorârea unui lup a fost total nefolositoare în cazul în care o oaie a mâncat o altă oaie, așa și anumite lucruri cu care ne obișnuim noi s-ar putea să devină nefolositoare pentru viața noastră. Și acum vreau să vă pun o întrebare.
Credeți că noi, ca și români, fie că suntem neoprotestanți sau fie că ortodoxi sau catolici, ne-am obișnuit cu creștinismul? Credeți că da? Eu cred că da, într-o oarecare măsură ne-am obișnuit cu el. Ne-am obișnuit cu el în așa măsură încât riscă să devină nefolositor. Adică, în ziua de azi, cel mai la îndemână lucru pentru majoritatea oamenilor, dacă au o problemă, este să se îngrijoreze. Însă ei sunt creștini și cuvântul Domnului spune că un creștin ar trebui să ia îngrijorarea și să o pună la picioarele lui Iisus Hristos. Și el se ocupă de restul. Însă nu-i folositoare această exprimare, că probabil că majoritatea nici nu o cunosc. Și astfel creștinismul devine nefolositor, pentru că nici nu te mai gândești să te duci la crucea Domnului Iisus Hristos, te duci direct la îngrijorare, sari peste. Avem o grămadă de practici și o grămadă de moduri de a ne exprima care riscă să nu mai fie relevante. Și ținem foarte mult la ele. Biserica din care am venit eu și în care l-am cunoscut pe Dumnezeu, o biserică extraordinară, la un moment dat se lupta cu un tradiționalist de ăsta puternic și nu vreau să accepte să fie tobele în biserică. Considerau că e un păcat și na. Noi ca tineri vroiam, când organizăm o seară de tineret, să avem ritm și așa mai departe. Și frații ne-au spus așa, uitați care-i treaba. Pe noi nu ritmul ne deranjează, ci toba, că o vedem. Dacă o puneți undeva să nu o vedem, noi n-avem nicio problemă. Păi, și noi ziceam, da, știți că de fapt asta e și ideea, că toba produce ritmul respectiv, deci nu ritmul e păcat, ci toba, că o vedem. Și atunci noi am luat niște tobe așa mici, erau 5 de alea și un băiat stătea mai ascuns așa undeva în spate la cor și bătea. Și nimeni nu se potignea. Totul era perfect. Tobele se auzeau, noi aveam ritm, frații nu le vedeau. Și era toată lumea mulțumită. Și am stat și m-am întrebat, de ce? Pentru că așa erau dumnealor obișnuiți. Asta era obișnuința dumnealor și obiceiul lor. Folosea la ceva? Folosește la ceva să fii împotriva tobelor sau împotriva chitării bas sau nu știu. Nu folosește. Ăsta e obiceiul, asta e obișnuința, asta e puterea obișnuinței noastre. Și de multe ori, obișnuindu-ne cu anumite lucruri, tindem să le subestimăm valoarea. Uza, în Vechiul Testament, când s-a obișnuit cu chivotul, era așa de obișnuit ca chivotul Domnului să stea în casa lor, încât a uitat că Domnul i-a spus că nu ai voie să te apropii de chivot într-un chip nereverențios, nepotrivit, fără respect, fără plecăciune, pentru că acolo era prezența Domnului. Și el a sprijinit chivotul. Credea el că va. Și atunci Dumnezeu a făcut ceva foarte drastic, l-a omorât. Obișnuința e groaznică în unele situații. Obișnuința ne face să ne plafonăm într-un mod groaznic. Ne face să nu mai avem o provocare cu noi înșine, să nu mai cerem mai mult de la noi, să nu mai cerem mai mult de la Dumnezeu. Asta e obișnuința. Suntem o biserică, suntem o Românie obișnuită cu creștinismul. De-aia avorturile sunt în floare. Pentru că suntem obișnuiți cu creștinismul. Nu ne mai cutremură nimic în prezența Domnului, pentru că e ceva obișnuit. E obișnuit să treci pe lângă o biserică și să-ți faci o cruce. Nu? Nu contează că după aia păcătuie. E un lucru obișnuit. Și această obișnuință subminează de cele mai multe ori valorile și principiile și toate lucrurile pentru care înaintașii noștri au murit în primele secole, au murit în timpul prigoanelor. Pentru lucrurile cu care noi ne-am obișnuit. Și în această dimineață vreau să vorbesc, am pornit de la această obișnuință și aș vrea să vă vorbesc despre lucruri cu care n-ar trebui niciodată
să ne obișnuim ca și noțiuni și să le subestimăm. Lucruri care nu ar trebui niciodată subestimate de un creștin. Lucruri care nu ar trebui niciodată subestimate de un creștin. Pentru că dacă o să ne obișnuim cu ele, dacă o să le subestimăm, o să facă ravagii. Și ținta noastră o să fie greșită. Eu sunt convins că fiecare om de aici care a venit cu inima sinceră vrea ca în momentul în care închide ochii să-i deschidă în ceruri. Sunt convins. Însă pentru asta trebuie să fim atenți la anumite lucruri. Bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că am spus că El își va binecuvânta cuvântul Său. Cuvântul Domnului în pasajul pe care l-am citit, primul verset, este unul dintre cele mai dure versete din Scriptură. Pe departe, deși în Noul Testament. Unul dintre cele mai dure versete din Scriptură. Și spune așa, versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și primul lucru despre care vreau să vă spun, că nu ar trebui să-l subestimăm în viața noastră de creștini niciodată, este păcatul. Primul lucru pe care un creștin nu ar trebui să-l subestimeze sau să se obișnuiască este păcatul. Ce este păcatul? Cuvântul Domnului spune multe despre păcat. Spune că El pune un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Spune că cei care păcătuiesc sunt o scârbă înaintea Domnului. Spune că Dumnezeu nu are cum să locuiască la un loc cu cineva care trăiește în păcat. Oricare ar fi el. Dar vreau să vă întreb în dimineața asta referitor la păcat. Cât de obișnuiți suntem noi cu el? Cât de mult îl tolerăm? Acum știți că e marea dezbatere cu legalizarea căsătoriilor între homosexuali. Eu am un coleg la muncă care e pro. Că omul e liber să facă ce vrea, în fine. Și eu m-am înțeles foarte bine cu el până i-am spus ferm că oricât de mult aș ține la el și oricât de mult l-aș iubi pentru că sunt creștin și trebuie, n-am cum să fiu de acord cu el. Că e păcat. Și el zice, cine ești tu ca să zici ce e păcat și ce nu? Nu zic eu, spune Scriptura. Acum, vă dați seama dacă în societatea laică, ceea ce acum 50 de ani, pentru niște oameni necredincioși, era considerat ceva de neînchipuit, acum e obișnuință. Nu mai e mare lucru. Și i-am spus un lucru care l-a deranjat. I-am spus, ce îi oprește pe cei care vor legalizarea căsătoriilor între homosexuale acum, ca peste 100 de ani să nu legalizeze pedofilia? Ce îi oprește? Că dacă așa cum acum 50 de ani era de neînchipuit, cine știe ce, dacă nu vine Domnul până atunci? Mintea blestemată până unde poate să meargă. Am observat un lucru, că noi ca oameni, noi ca societate, noi ca țară, suntem obișnuiți cu păcatul cum e peștele cu apa. Peștele e așa de obișnuit în apă încât el nu-și dă seama că e în apă. Nu-și dă seama, pentru el e ceva obișnuit, el așa trăiește. Ăsta e modul lui de viață, prin apă. El nu o vede, nu o sesizează, nu o percepe. Credeți că ne-am obișnuit așa de mult cu păcatul noi ca țară? Pentru că suntem o țară creștină. Eu asta vreau să spun, suntem o țară creștină. Da? Suntem, nu mai putem de creștini ce suntem. Cred că avem cele mai frumoase biserici din Estul Europei și nu-i de ajuns acum, o să mai facem una, cea mai mare, ca să ne reprezinte. Cât de obișnuiți suntem noi cu păcatul? Cuvântul Domnului spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți, toți, toți! Nu numai frații ortodoxi și nu numai frații catolici și nu numai atei, ci toți
au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Știți, când Dumnezeu folosește cuvinte, El nu vorbește aiurea cum vorbesc cu oamenii de multe ori. Când El spune toți, înseamnă că nicio făptură creată, că nicio făptură care a existat la un moment dat pe pământul ăsta, nu a putut să nu păcătuiască. Toți, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păi vă dați seama cam cum ar trebui să ne raportăm noi la păcat în condițiile astea? Cam cât de frică și cutremur ar trebui să avem și să nu ne obișnuim cu el? Și cât de repede să-l identificăm ca să știm să-l dăm la o parte? Pentru că prima consecință directă a păcatului este faptul că Dumnezeu se depărtează de acolo. Și cuvântul Domnului spune prin Iisus Hristos: despărțiți de mine, nu puteți face nimica. Și dacă El se depărtează, spune, lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nimic sfânt nu mai e acolo unde e păcat. Și dacă El se depărtează, atunci ce rămâne din noi? Altceva decât niște mamifere care sunt bipede. Ce altceva rămâne din noi? Cuvântul Domnului ne spune că nu avem voie să ne obișnim și cu atât mai mult să subestimăm păcatul, ci că trebuie să fim atenți. Pentru că El există, toți au gustat din El. Însă consecința este faptul că slava lui Dumnezeu nu mai e acolo. Și noi ne-am obișnuit cu El, ca peștele cu apa. Și eu vorbesc acum, asta nu e o predică în care eu să vă critic pe dumneavoastră. Departe de mine gândul. Știți ce spunea? Era o vorbă și spunea că a vorbi cuiva despre Dumnezeu înseamnă când un cerșetor îi spune altui cerșetor unde să găsească pâine. Cam așa sunt și eu în fața dumneavoastră acum. Și sunt nicio vorbă, nu pozez într-un sfânt. Însă observ toleranța și observ ușurința cu care noi tolerăm lucrul ăsta. Și vorbeam odată cu Viorel cum ne raportăm noi la chestia asta, că am tot discutat cu căsătoria între homosexuali. Și Viorel a spus, mă, într-adevăr, noi ar trebui să fim mai vocali, ar trebui să ne audă cineva, că avem și noi niște valori și că nu înghitem tot ce vrea cel necurat să ne dea. Și totuși ne facem mici așa ca să nu deranjăm. Să cuvântul Domnului spune că trebuie arătat păcatul. Ei, însă aici vine problema. Cu păcatul ăsta care trebuie arătat. Dacă îl mai țineți dumneavoastră minte pe fratele Pică Menger, a fost acum ceva timp la noi în biserică și a ținut o predică la tineret. Și vorbea despre un dispozitiv pe care oamenii credincioși, pocăiți, în ultima vreme, îl au la ei, eu nici n-am știut că l-am, dumnealui m-a ajutat să-mi dau seama, care se numea pocămetrul. Nu știu dacă știți despre el. Și eu am auzit atunci prima dată, pocămetrul, pocă de la pocăit, metrul, că măsoară, da? Pocămetru. Și spune așa, pocămetrul ăsta este un dispozitiv pe care fiecare creștin îl are, cu cât crește mai mult în legalism, în tradiționalism, cu cât se obișnuiește mai mult cu credința, cu atât instrumentul ăsta devine mai eficient. Și el ce face? Instrumentul ăsta este instrument de măsurare a pocăinței altora. Altora. Deci pocămetrul ăsta măsoară pocăința, poate să măsoare pocăința a toată biserica. Poți să știi, folosindu-te de instrumentul ăsta, toată biserica, cât de sfântă, cât de păcătoasă e, ce-o făcut, cum o... Mai puțin a ta. Și spune, venim de cele mai multe ori la biserică, ne punem jos și începem să-i dăm volum la pocămetru, raza de acțiune, să se ducă până în față la păstor, să măsurăm acolo, să vedem cum se duce, da? Eu am pus-o într-o formă mai simplă, așa. Și vorbea foarte mult de faptul că noi suntem predispuși să vedem păcatul în viața celuilalt. Să vedem păcatul în viața celuilalt. Cuvântul Domnului spune, cine te-a făcut pe tine judecătorul fratelui tău? Cine te-a făcut pe tine judecătorul fratelui tău? Folosiți pocămetrul. Îl folosim? Folosim? Cam da, sora Ana spune cam da. Cuvântul Domnului spune că dacă ar fi un lucru care să ne deranjeze, și într-adevăr că pocămetrul ăsta
duce spre lucrul ăsta, te face să te deranjeze păcatul, da? Te deranjează păcatul celui de lângă tine, dar nu prea te deranjează păcatul tău. Și atunci, cei care folosesc pocămetrul, știți cum înțeleg versetul care spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu? Ei îl înțeleg așa, căci alții au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Mai puțin eu. Da? Este clar. Este clar că nu trebuie să ne obișnuim cu păcatul. Însă, în primul rând, este clar că nu trebuie să ne obișnuim cu păcatul din viața noastră înainte de toate. Și nu trebuie să-l subestimăm. Era o poezie a unui scriitor francez, François Villon, și poezia se numea Balada vorbelor mărunte. Foarte frumoasă poezia. Și spune el mai multe lucruri ce știe. Poezia era despre lucrul ăsta, că știa o grămadă de lucruri neînsemnate, o grămadă de lucruri fără valoare și lucruri mari, credea el, și știa multe despre viață. Dar ultima strofă spune așa: știu totul, Doamne, în mintea îmi seacă, și ori și unde, cum să fiu, știu moartea ce poate să-mi facă, știu tot, doar eu nu mă știu. Și cam același lucru e și pentru noi. Știm tot, dar pe noi nu ne știm. De cele mai multe ori. Și noi suntem incluși în versetul 23, că și toți au păcătuit. Și noi am păcătuit și poate mai păcătuim. Însă cuvântul Domnului ne spune că Iisus Hristos a murit și a înviat, nu ca eu să-l mă apuc să-l judec pe fratele Iosif, pentru că nu-mi plac ochelarii dumnealui. Nu pentru ca eu să mă apuc să judec pe cineva care e pentru prima dată în biserică. Nu pentru ca eu să-mi scot pocămetrul și să încep să vă judec pe fiecare dintre dumneavoastră. Ci pentru ca eu să privesc la Iisus Hristos exact cum a făcut Isaia. Știți în Isaia 6 ce face Isaia? Privește la Dumnezeu și după ce vede cât de mare este Dumnezeu, se uită și heruvimii și serafimii îl înconjurau și era numai sfințenie și poala hainei Domnului umplea templu și era o priveliște fantastică. Știți ce face Isaia? Primul lucru spune: vai de mine! Vai de mine! Nu se uită la împărat, nu se uită la popor, se uită în primul rând la el, după ce a văzut cât de glorios și cât de mare e Dumnezeu. S-a uitat la el în primul rând și a spus: vai de mine, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate, sunt un om cu buze necurate și după aia trăiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. Putea să spună: vai de ei că sunt un popor. Nu, a spus: vai de mine în primul rând. Frații mei, îmi doresc din toată inima mea să nu ne obișnuim și să nu subestimăm păcatul. Să-l eliminăm, dar în primul rând din viața noastră. Avem o datorie în primul rând față de noi înșine să ne păzim mintea, gândurile, ochii, mâinile, faptele, tot, inima. Nu pe acelui de lângă mine. Și fie ca Dumnezeu să zdrobească duhul de judecată din orice biserică și din orice inimă. Pentru că nu-i datoria noastră să judecăm. Păstorul știe foarte bine să consilieze și păstorul știe foarte bine să-și păstorească turma. Să-l lăsăm pe el să o păstorească, nu să-i judecăm noi, că noi nu știm să o păstorim. Dumnezeu să binecuvinteze orice inimă care e dispusă să se smerească înaintea lui și să nu judece. Amin. Am spus că primul lucru cu care nu trebuie să ne obișnim și nu trebuie să-l subestimăm este păcatul. Al doilea lucru, aici lucrurile devin un pic mai serioase. Al doilea lucru cu care am văzut că noi, nu știu, ori ne-am obișnuit, ori de subestimat, clar îl subestimăm. Doi, este dreptatea divină. Unu, păcatul. Doi, dreptatea divină. Ce spune dreptatea divină? Simplu, că plata păcatului este moartea. Și că în momentul în care ai păcătuit, consecința imediată este să mori. Asta e dreptatea divină. Nu e un Dumnezeu foarte comod, da? Nu-ți convine foarte mult când auzi lucruri. Dar asta e adevărul. Dumnezeul Scripturii asta spune. Și Vechiul Testament, și Noul Testament, și Iisus Hristos, că plata păcatului este moartea. Și dreptatea divină
ca să fie înfăptuită, trebuie să moară toți păcătoși. Am ajuns la 7 miliarde. Dacă dreptatea divină s-ar institui acum, dacă Iisus Hristos n-ar fi murit și dreptatea divină s-ar institui acum, cât s-am rămâne din 7 milioane? Din 7 miliarde, pardon. Cât s-am rămâne? Versetul 25. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdarea lui Dumnezeu. M-am tot gândit la versetul ăsta. Ce vrea să spună? Dumnezeu a avut o perioadă în care o trecut cu vederea păcatele? Adică, a avut Domnul o perioadă în care era îndelunga lui răbdare și el trecea cu vederea păcate. Păi ce Dumnezeu e drept ăsta care trece cu vederea păcate? Și am încercat să mai studiez un pic, să mă rog, să văd. Și explicația pe care am găsit-o și în cuvânt și în sursele pe care le-am studiat este una pe care nu o spun cu dreptul cu pretenția de a avea, de a deține adevărul absolut. Și că am citit că, de fapt, în teologia paulină, în teologia lui Pavel, când se face referire la vremurile dinainte, și mai ales când spune în contextul ăsta că Dumnezeu a avut o vreme în care a trecut cu vederea, este perioada, o numeau ei teologii, perioada de așteptare a lui Hristos. Și anume, eu am spus așa, niciun om din Vechiul Testament nu putea fi mântuit în afara lui Iisus Hristos. Nimeni. Pentru că și ei au păcătuit și erau lisiți de slava lui Dumnezeu. Niciun om nu putea fi găsit neprihănit și niciun om nu a putut și nu va putea fi găsit sfânt, fi găsit plăcut în afara lui Iisus Hristos. Însă Iisus Hristos n-a fost în Vechiul Testament, fizic, întrupat. Și atunci Dumnezeu a avut o perioadă de așteptare în care s-a tot adunat și în momentul în care Iisus Hristos a murit, el n-a murit numai pentru cei care au început să păcătuiască de la anul 2000 încoace. Da? Sau care au început să păcătuiască de duminică după masă. Da? Deci el a murit, a înviat și de duminică de dimineață care au început să păcătuiască, gata, ăștia au început să fie iertați. Nu. Ci el a iertat tot păcatul care a fost, care este și care va fi. Slăvit să fie numele lui în veci. Absolut tot. Dumnezeu nu este un Dumnezeu necinstit care să treacă cu vederea păcatul. Asta vrea să spună versetul. Dreptatea lui nu se oprește. Dreptatea lui nu se oprește. Chiar dacă cuvântul aici spune că a fost o perioadă în care se pare că Dumnezeu trecea cu vederea. Nu, el le strângea. Pentru că nimic nu trece nepedepsit. Nici curvia lui David, nici prea curvia lui David cu Batseba nu trebuia să treacă nepedepsită și el trebuia să moară pentru asta. Și totuși Dumnezeu îi spune om după inima mea, lui David, care a fost un prea curvar și care a fost un criminal după aia și un mincinos și un tată catastrofal. Și Dumnezeu reușește să-i spună omului ăstuia, om după inima mea. Om după inima mea. Dreptatea lui Dumnezeu niciodată nu o să rămână nepusă în rânduială. Haideți să mergem puțin în Psalmul 5 cu 5. Ovidiu, te rog să dai la Psalmul 5 cu 5, să privim în cuvântul Domnului. Și priviți ce spune cuvântul Domnului în Psalmul 5 cu 5. În special partea B. Nebunii nu pot să stea în prajma ochilor tăi. Tu urăști pe cei ce fac fără de legea. Domnul urăște pe cei ce fac fără de legea, spune cuvântul lui. Și aș vrea să mai privim la Psalmul 7, de la 11 la 13. Psalmul 7. Așa. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își acordează arcul și îl ochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare
și aruncă săgeți arzătoare. Aceste două versete vorbesc despre mânia Domnului și despre dreptatea care trebuie făcută împotriva celor păcătoși. Și vorbește despre faptul că El urăște orice nedreptate. Acum vă întreb pe dumneavoastră, că astea sunt lucruri, poate sunt arhicunoscute, dar eu cred că ne-am obișnuit cu ele și de-aia am venit înaintea dumneavoastră în dimineața asta. Vreau să vă întreb, cum poate un Dumnezeu drept, care rânduiește să moară păcătosul, cum poate un Dumnezeu drept să nu-l omoare? Haideți să luăm așa lucrurile, da? Și trebuie Dumnezeu drept, păcătos mort. Dumnezeu nedrept, păcătos viu. Nu? Ca acest păcătos să trăiască, înseamnă că Dumnezeu ar trebui să fie nedrept. Însă El spune că nu-i nedrept. Dreptatea Lui, noi de multe ori, știți cum îl vedem pe Dumnezeu? Ce, ca genul de om care lasă de la El. Hai că lasă de la El, am păcătuit, dar mă iartă. Hai că lasă de la El. Nu lasă Dumnezeu deloc de la El. Și dacă e cineva în dimineața asta care crede că Dumnezeu lasă de la El, vreau să vă spun că Scriptura nu ne încurajează și nu ne spune lucrul ăsta. Dumnezeu nu lasă niciodată de la El. Dumnezeu păcatul pedepsește, neprihănirea o răsplătește. Fără doar și poate. Și cuvântul Domnului spune că El urăște pe cel ce face fără de legea. Urăște pe cel ce face fără de legea. Asta înseamnă că El caută dreptatea. El caută dreptatea cu orice scop. Ne place să avem un Dumnezeu care e drept? Întrebare. Gândiți-vă fiecare. Ne convine să avem un Dumnezeu care e drept? Poate nu la toți convine că un Dumnezeu care e drept te pedepsește atunci când păcătuiești. Sau te omoară. Nu? Moarte spirituală. Însă, partea bună, și o să mergem mai departe, partea bună e că Dumnezeu nu-i numai drept. Dacă ar fi fost numai drept, Pământul era gol. La fel cum e Marte și cum sunt celelalte planete din galaxie. Dar slavă Domnului că El nu-i doar drept. O găsit El o soluție, dragul de El, cum numai El putea să o găsească, ca să împace cumva și dreptatea și să nici nu moară nimeni. Și o să vedem mai departe. Însă, pentru nevoia asta de dreptate, aș vrea să deschidem la Proverbe 17 cu 15. Ovi, dacă poți să dai, te rog, la Proverbe 17 cu 15. Să ne uităm în cuvântul Domnului și să vedem ce spune despre dreptate. Proverbe 17 cu 15. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt amândoi o scârbă înaintea Domnului. Cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat sunt o scârbă. Cel ce iartă pe vinovat este o scârbă înaintea Domnului. E, asta e culmea. Adică, Doamne, Tu așa de mult ții la dreptate încât nu dai voie să ierți pe unul care e vinovat? Păi, nu? Și lucrurile astea sunt în Scriptură. Sunt în Scriptură și vorbesc despre dreptatea lui Dumnezeu, nu despre răutatea. Nu înseamnă că Dumnezeu e rău că spune lucrul ăsta, sub nicio formă. Să nu credeți că Dumnezeu e rău. Că spune că cel care iartă pe cel vinovat este o scârbă. Nu. Aici Dumnezeu vrea să ne arate dreptatea Lui. Vrea să ne arate dreptatea Lui. Și să ne arate că El nu face rabat de la lucrul ăsta. Însă cum să facem atunci? Cum să facem atunci, frații mei? Știți, noi suntem obișnuiți să spunem Dumnezeu nu urăște păcătosul, urăște doar păcatul. Bun, dar atunci vă întreb altceva. Atunci cum se face că trimite pe păcătos în iad, nu doar păcatul? Nu? N-ar putea foarte bine în momentul în care ai murit să ia tot păcatul din tine, să-l arunce în iad. Și tu n-ai făcut nimic decât te-ai lăsat condus de păcate, tu n-ai nicio vină. Este foarte interesant cât de dur este Dumnezeu împotriva păcatului. Că El este în stare să dărâme tot templul care a sălăsluit păcatul. Știți ce se făcea în vechime când se cucereau un popor pe altul și se închinau la zei diferiți? Ei mergeau în templele lor, dacă cineva, spre exemplu, se închinau la o zeitate și cei cotropiți se închinau la totul altceva, cei care au câștigat lupta veneau în templu
distrugeau altarele, dărâmau toți idolii, însă în 90% din cazuri dărâmau și templul cu totul. Pentru că îl considerau spurcat. Cam așa e și cu păcatul. Nu doar păcatul în sine este spurcat, și cel care îl poartă se întinează înaintea lui Dumnezeu. Și atunci logica ar fi, întotdeauna m-am gândit, Doamne, dar Tu ar trebui să arunci păcatul în iad, nu pe păcătos, că Tu pe păcătos îl iubești. Și totuși, noi știm bine că păcătoșii care nu se întorc la Dumnezeu suportă consecința păcatului, și anume o veșnicie în iad. Ăsta e adevărul. Ăsta e adevărul creștin. Și îl face asta pe Dumnezeu rău? Nu. Îl face pe Dumnezeu drept. Îl face pe Dumnezeu drept. Și haideți să recapitulăm. Am spus că dacă Dumnezeu e drept, păcătosul ar trebui să fie iertat. Dacă păcătosul trăiește, înseamnă că Dumnezeu e nedrept. Și dacă vă imaginați, mai țineți minte la matematică cum erau rapoartele, da? Și făceai rapoarte între ele, mezii cu extremii. Da? Haideți să-i luăm pe diagonală. Dumnezeu drept, păcătos viu. Dumnezeu drept, păcătos viu. Care-i soluția pentru un Dumnezeu drept și pentru un păcătos viu? Și soluția este al treilea lucru despre care vreau să vorbesc în dimineața asta. Am spus că primul lucru pe care nu trebuie să-l subestimăm este păcatul, al doilea este dreptatea lui Dumnezeu, pentru că ne arată cuvântul Domnului că El nu stă la discuții în ceea ce privește dreptatea Lui și pedepsește, însă al treilea lucru pe care nu trebuie să-l, cu care nu trebuie să ne obișnuim niciodată și pe care nu trebuie să-l subestimăm, câtă suflare mai avem în noi, este jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. Jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. De fapt, știți, eu mi-am propus astăzi să vă vorbesc despre Iisus Hristos. Ce-a fost până acum, hai să zicem că a fost o introducere. Nu o să țină predica mult, vă asigur. Dar de cele mai multe ori subminăm puterea pe care o are jertfa lui Iisus Hristos pentru că nu înțelegem puterea pe care o are păcatul. Și de cele mai multe ori nu credem că Iisus Hristos a făcut așa mare lucru pentru noi pentru că nu înțelegem în ce situație gravă eram datorită păcatului și în ce situație gravă eram datorită plății pe care trebuia să o plătim pentru păcat. E groaznică moartea. Asta era plata. Și al treilea lucru, am spus, este jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. Versetul 24 și 26, dacă poți, din Roman 3. Ovidiu, să-l afișezi. Așa. Roman 24. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Iisus Hristos. Deci toți au fost, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar sunt socotiți neprihăniți și fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Versetul 26-25 l-am citit mai devreme. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Și aici Dumnezeu își explică foarte bine metoda și spune așa: eu nu pot să fiu nedrept în fața voastră, nu pot că nu sunt un judecător nedrept. Nu vreau să fiu nedrept, însă în același timp nu vreau ca voi să muriți. Și atunci am găsit soluția. Cineva care poate să-și asume condiția voastră de oameni și să atragă tot păcatul asupra lui, ca eu să am împotriva cui să-mi dezlănțui dreptatea și să fiu drept, însă cineva care în același timp este și neprihănit și Dumnezeu și care poate să biruiască lucrurile, care nu o să moară datorită mâniei și dreptății mele, pentru că e Dumnezeu și El se numește Iisus Hristos. Este fantastic Dumnezeu. Și vedeți ce frumos spune în versetul 26. Pentru să-și arate, ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât și El să fie neprihănit, adică neprihănit, și El să se țină de cuvânt. Adică să spună că plata păcatului este moartea și să se țină de cuvânt și în același timp să găsească neprihănit și pe cei care sunt păcătoși, dar cred în Iisus Hristos.
Fantastic! Este fantastic Dumnezeu! Eu am rămas masă când am zis, Doamne, cum ai reușit Tu să găsești soluții? Astea poate o să ziceți acum, băi, ce predică plictisitoare ținută asta, că-s lucruri pe care le știm oricum. Te-a pus să vorbești acum despre fundamentele mântuirii, da? Păcat, dreptatea lui Dumnezeu, dreptatea lui Dumnezeu și reconcilierea dintre Dumnezeu și om. Ce-s astea? Astea sunt adevărurile Scripturii și vreau să vă spun un lucru. Oricât de interesantă și de emoționantă ar fi povestea lui David, oricât de interesantă și de emoționantă ar fi povestea lui Bartimeu, oricât de interesantă și emoționantă ar fi orice poveste al oricărui personaj biblic, nu ei au murit pentru noi. Nu ei și-au dat viața pentru noi. Ci tot ce trebuie să se vadă, tot ce trebuie să fie glorificat, tot ce trebuie să fie slăvit, este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Și am simțit nevoia să vin înaintea dumneavoastră și să vă spun, să nu cumva să ne obișnuim sau să subestimăm jertfa lui Iisus Hristos. Pentru că e punctul nostru forte. Noi ca și creștini alt argument nu avem. Și budiștii au principii de viață foarte bune. Dacă cineva crede în Buddha, o să vedeți că pot și ei să trăiască fără beții, fără curvii, fără așa mai. Pot foarte bine, au principii de viață. Și Islamul are principii de viață. Și încă multe. Da? Sunt multe învățături, sunt multe religii care au principii de viață. Însă dacă creștinismul nostru ar fi fost bazat doar pe principii de viață, noi eram morți. Pentru că Dumnezeu nu a spus, o să le dau niște principii de viață ca să fie neprihăniți prin ele. A dat legea ca să conducă înspre Hristos. Dar o să spună, o să le dau pe Hristos ca să fie neprihăniți prin el. Esența noastră, esența creștinismului, nu-i etica creștină, ci jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. Ăsta-i punctul nostru forte. Altceva nu avem de oferit oamenilor. Vă repet, am un citat care îmi place foarte mult și l-am mai zis. Nu aparține unui creștin, ci unui hindus, Gandhi, îl știți, cel cu non-violență, așa mai departe. Și el a zis așa, la un moment dat cineva spunea, mă, tu ești un om bun, tu ai principii așa bune, de ce nu te faci creștin? Că ești un om bun, ai fi un creștin grozav. Ai fi un creștin grozav. Și el a spus așa, știți ce? Mie nu-mi trebuie Nu, a spus așa, mie din creștinismul vostru, mi-l trebuie doar pe Hristos. Restul să păstrați pentru voi. Din creștinismul nostru, lui îl trebuia doar pe Hristos. Restul puteam să păstrăm pentru noi. Ce să păstrăm? Biserici cu turle înalte. Soboruri întregi de preoți și cete de slujitori și de păstori și de prezbiteri și de ce vrem noi. Și servicii de închinare și povești și așa mai departe. Dacă toate astea nu își au seva în Iisus Hristos, dacă fiecare cuvânt din Scriptură nu indică înspre Iisus Hristos, n-are niciun rost. Și o să vedeți că fiecare verset, fiecare vorbă, fiecare prepoziție, propoziție și interjecție și conjuncție și ce vreți, toate sunt făcute ca să-L glorifice pe Iisus Hristos. Toate sunt făcute ca să-L glorifice pe El. El e apogeul. El e sursa. El este totul. Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Și El atunci a rezolvat și problema păcatului. L-a luat asupra Lui. A rezolvat și problema dreptății lui Dumnezeu. Pentru că a acceptat să moară. Și a rezolvat o problemă foarte importantă. Problema dragostei. Problema dragostei lui Dumnezeu. Și Ioan 3:16 spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci Dumnezeu când a vrut să găsească o modalitate, nu a vrut să găsească numai ca să nu zicem noi despre El că a fost nedrept, ci pentru că ne-a iubit. Să nu uităm niciodată iubirea lui Dumnezeu. Ăsta e lucrul pe care trebuie să-l ținem minte cel mai mult. Să nu uităm niciodată iubirea lui Dumnezeu. Pentru că ăsta e mai important decât orice. El a ales să iubească ca noi să avem viață. Însă vreau să vă spun ceva în dimineața asta. Versetul 3:16, eu l-am citit de așa de multe ori încât m-am obișnuit cu el. Însă la un moment dat am învățat să mă dezobișnuiesc și să mă fascineze de fiecare dată când îl citesc și am învățat ceva. Că este o limită în versetul ăla. Și anume primul cuvânt, atât.
Și am dat seama, o, Doamne, cât de mare ești. Tu ne spui foarte multe lucruri. Există o limită în dragostea lui Dumnezeu, și anume Iisus Hristos. În afara lucrării mântuitoare a lui Iisus Hristos, nu există dragostea lui Dumnezeu. Există doar judecată și mânie. Și eu vreau să vă spun un lucru ăsta, în dimineața asta un lucru, și dacă o să vă supărați pe mine, îmi cer iertare. Dar ăsta e adevărul. Dacă cineva pleacă de aici fără Iisus Hristos, eu nu am certitudinea că dragostea lui Dumnezeu poate să fie asupra lui. Știți ce spune cuvântul Domnului? Ce spune Dumnezeu la botezul Domnului? Spune, El, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Toată. Am folosit cuvântul tot mai devreme, când am spus toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toată plăcerea lui Dumnezeu, Tatăl, este în Iisus Hristos, nu în mine. Nu în Dani Monoranu și nici în Iosif Fabian și nici în Marinel Ceuță și nimeni, decât în Iisus Hristos. Ori dacă noi suntem fără de Iisus Hristos, Dumnezeu nu o să-și găsească plăcerea în noi. Toată plăcerea Lui este în Fiul Său. Tot scopul Lui este Fiul Său, este glorificarea Lui. Este Iisus Hristos. Este Iisus Hristos. Toată plăcerea. Și vreau să închei spunându-vă o mică povestioară. Se spune așa că pe la sfârșitul anilor 1800 în Chicago, era o perioadă în care se furau foarte multe mașini. Măi, dar se furau ceva de speriat mașini. Și la un moment dat vine un om la secția de poliție și spune: "Mi s-a furat mașina, mi s-a furat mașina." Și oamenii spun: "Domne, mai sunt încă alți 100 la care li s-a furat." "Domne, la mine e foarte, foarte urgent. La mine e foarte, foarte urgent." "Domne, la toată lumea e urgent, că o mașină-i..." "Domne, te rog frumos, la mine e foarte, foarte urgent. Acum ocupați-vă, veniți cu mine să-l căutăm, că e o chestie de viață și de moarte." "Ei, cum să fie de viață și de moarte? Ce face, domne, să fie așa urgent? E mașina așa de importantă?" Și el spune: "Nu, problema e alta. Eu în mașina aia am cumpărat o cutie de biscuiți cu o travă pentru șobolani și am lăsat pe bancheta din dreapta. Ori, dacă cumva omul ăla care a luat mașina mănâncă, ce zici, e o chestie de viață și vreți să moară?" Și așa a fost prima intervenție a poliției, în care a încercat să prindă un infractor nu ca să-l pedepsească, ci ca să-i salveze viața. Vedeți, cam asta e cu Dumnezeu și cu Iisus Hristos al nostru. Noi spunem că parcă n-aș vrea să vin la Dumnezeu, parcă n-aș vrea să merg mai profund. Am înțeles eu treaba că suntem superficiali și că trebuie să vrem mai mult, dar parcă n-aș vrea mai mult. Pentru că, poate mi-e frică de confruntare. Vreau să vă spun în dimineața asta: dacă este cel mai mic păcat în viața dumneavoastră, sunteți pasibili de moarte. Însă vreau să vă spun un singur lucru: dacă sunteți pasibili de moarte, să știți că Dumnezeu vă caută nu ca să vă pedepsească, dragii mei. Dumnezeu caută pe fiecare nu ca să pedepsească, nu-i scopul lui să pedepsească. Ci exact cum am făcut polițiști, caută un infractor, un păcătos, ca să-i salveze viața. Și asta e vestea bună. Ăsta e Iisus Hristos. Asta vrea Dumnezeu. Asta e Evanghelia. Mai mult de atât n-avem ce să vă oferim. Asta e Evanghelia. Asta e creștinismul. Simplu, la obiect și cu viață veșnică. Vă doriți lucrul ăsta? Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare. Și aș vrea... Mie nu-mi place niciodată să forțez oamenii, nu mi-au plăcut și nici nu o să-mi placă. Însă aș vrea să plecăm cu toții capetele și să venim în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă sunt aici oameni care sunt dedicați lui Hristos și trăiesc alături de Hristos, însă poate s-au obișnuit și au subestimat problema păcatului în viața lor și l-au încăduit prea mult sau au uitat că Dumnezeu este drept, sau au uitat cât de mare a fost ziua în care Dumnezeu i-a iertat prin Iisus Hristos. Aș vrea să invit să se roage împreună cu noi și aș vrea să venim toți, pentru că și eu mă găsesc între aceștia. Aș vrea să venim și înaintea lui Dumnezeu și frații mei, îmi doresc ca plecând de aici să plecăm fascinați de Iisus Hristos.
să plecăm fascinați de cât de mare și de cât de minunat e El și de cât de mult ne-a iertat și de cât de mult a făcut pentru noi. Dacă ne-am obișnuit cu Iisus Hristos și cu jertfa Lui, aș vrea să plecăm fascinați de El, să ne reîndrăgostim de El, dacă e nevoie de lucrul ăsta. Și dacă sunt aici oameni care poate nu au auzit de păcat în felul ăsta sau de dreptatea lui Dumnezeu sau de ispășirea pe care o dă Iisus Hristos în viața lor și au auzit acum, îi invit și pe primii și pe cei din a doua categorie să ridice o mână sus și noi o să ne rugăm pentru dumneavoastră. Vă promit că toată lumea o să aibă ochii închiși și nu o să se uite nimeni la dumneavoastră ca să vă fie jenă. Însă vreau numai să vă văd ca să știu că n-am predicat la pereți în dimineața asta. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare care a ridicat mâna. Și vă asigur că nu v-am rugat să ridicați mâna numai așa ca să fac eu pe grozav. Ci Dumnezeu din ceruri vede mâna asta ridicată. Și dincolo de mâna asta ridicată știe că e o inimă deschisă. Și inima asta deschisă poate fi transformată în dimineața asta. Și mă rog ca Dumnezeu să ne transforme pe toți, fie că L-am cunoscut sau nu L-am cunoscut, fie că am păcătuit sau n-am păcătuit, fie că avem ani de pucăință sau nu avem, nici măcar n-am știut să ne rugăm în viața noastră, să plecăm plini, plini, plini de Iisus Hristos. Plini de Iisus Hristos. Ăsta e scopul. Frații mei, nu-i nimic mai frumos în lumea asta decât dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o prin Iisus Hristos. Și noi suntem făcuți să o urmăm și suntem făcuți să trăim în ea. Doamne, mă rog în dimineața asta pentru mâinile care au fost ridicate. Doamne, mă rog să nu fie doar mâini ridicate și lăsate jos și nimica să nu se schimbe. Mă rog, Doamne Dumnezeule, ca ăsta să fie începutul unei hotărâri care să dureze o viață întreagă, Doamne. Doamne, Tu ești Cel care poți. Tu ești Cel care poți, Tu ești Cel care știi, Tu ești Cel care vrei, Doamne. În dimineața asta, Doamne, ne declarăm înaintea Ta că poate ne-am obișnuit, Doamne, cu Tine. Poate ne-a fost confortabil, Doamne. Însă venim și spunem că vrem ca Iisus Hristos să strălucească mai mult în viața noastră. Să strălucească mai mult, Doamne, viața noastră. Tot ce mâncăm, tot ce respirăm, Doamne, mesajul vieții noastre să fie unul singur, Iisus Hristos. Și cu cât El mai mult glorificat în noi, cu atât noi vom fi mai binecuvântați. Doamne, Te rog frumos, revigorează-ne și regenerează-ne, Doamne. Dacă este aici un muc care fumegă, Doamne Dumnezeule, Te rog, nu-l stinge. Aprinde-l Tu, Doamne, și înflăcărează darul și Duhul care este în noi, Doamne, și care este în Biserica Harul. Înflăcărează darul care este în Biserica Harul, Doamne, Te rog. Și Hristos să fie glorificat și propovăduit, așa cum poate n-a mai fost niciodată în ăștia 20 de ani. La un alt nivel, Doamne, la un alt nivel vrem. Și nivelul ăsta vrem să-l începem crezând în jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos și știind că ea este pentru veșnicie. Și, Doamne, mâinile care poate au fost ridicate pentru prima dată în dimineața asta, Te rog, lasă Tu Duhul Tău cel Sfânt să coboare în acele inimi, Doamne, și să transforme lucrurile pe care predicile noastre sunt prea insuficiente ca să le transforme. Sau cântările noastre sunt prea slabe ca să le facă. Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să fie în inimile acelea și să convingă cu privire la păcat, la dreptate și la jertfa Domnului Iisus Hristos. Și, Doamne Dumnezeule, Te rog frumos, astăzi, înaintea Ta vin și Te rog, bagă Tu, Doamne, mâna și scoate oamenii din iad și adu-i în veșnicie. Eu îmi pun nădejdea în Tine, Doamne, și Te laud și Te preamăresc. Și fie ca un singur nume să sub soare să fie glorificat de-a pururi și Lui să-i slujim până în momentul în care îl vom vedea și El este Iisus Hristos. Amin.